Neața lume, avem cel mai șmecher clip săptămâna asta. Se întoarce Madara în Boruto, confirmat, fiți atenți. Pentru cei care ați fost pe live sâmbătă, știți despre ce-i treaba, pentru ceilalți, welcome to the OKS Show. După cum știți, Madara Uchiha a fost liderul legendar al clanului Uchiha. El a fondat Konoha alături de prietenul său și rivalul său din copilărie, Hashirama Senju, cu intenția de a începe o nouă era păcii. Când cei doi nu s-au putut pune de acord asupra modului de a ajunge la acea pace, au luptat pentru controlul satului, conflict care s-a încheiat cu moartea lui Madara. Madara însă și-a rescris moartea și s-a ascuns pentru a lucra la propriile planuri. Neputând să-l ducă la bun sfârșit în viața sa naturală, el și-a încredințat cunoștințele și planurile lui Obito cu puțin timp înainte de moartea sa reală. Ani mai târziu, Madara avea să fie reînviat doar pentru a-și vedea planurile dejucate și în cele din urmă dându-și seama de eroarea căilor sale și reparându-și relația cu Hashirama. Ei! Există șansa ca Madara să se întoarcă prin Edo Tensei cu ajutorul lui Naruto, care învață acest jutsu de la Orochimaru. După cum știți, Orochimaru, unul din legendarii Sanin din Konoha, cu ambiția sa de o viață întreagă ca să afle toate secretele lumii, caută nemurirea pentru a putea trăi toate viețile necesare ca să-și îndeplinească acest scop. După ce a fost prins în flagrant făcând experimente lipsite de etică asupra concetățenilor săi de dragul acestei nemuriri, Orochimaru a părăsit Konoha ca să nu fie persecutat pentru ambițiile sale și timp de mulți ani a căutat distrugerea satului pentru a se răzbuna și după mai multe morți aparente în urmarea obiectivelor sale, Orochimaru își dă seama de abordarea lui greșită, iar acum în Boruto știți că e cu Yamato, nu știi ce face, ore cu Kabuto la orfelinat, ori nu știu cine știe. Naruto, care acum știți că a rămas fără putere, se tot gândea la ce poate face pentru ca satul lui să fie mai bine protejat și s-a gândit să ducă la Orochimaru să-l învețe Edo Tensei. Naruto îi spune lui Orochimaru că vrea să invie pe Hokage ca să protejeze satul și mai ales pe Minato fiind tatăl lui și să-i ceară sfatul despre cum să protejeze satul mai bine. Iar Orochimaru îi spune că de ce să nu-l învie și pe Madara, care era cel mai maxat în al patrulea război Shinobi. Naruto îi spune că vrea să facă un ambu doar din Hokage care să răspundă direct sub comanda lui, să fie o ramură Ambu doar cu persoane reanimate. Știți că Ambu sunt agenții ascunși și ninja capabili, conduși direct de conducătorul satului. Și cum ar fi ca în acești Ambu, Madara să fie liderul și să fie liderul la toți Kage. Deoarece ca să folosești Edo Tensei ai nevoie de un corp viu, Amado s-a oferit să le ofere corpurile modificate genetic pentru reanimare. Datorită acestor corpuri modificate, toți cei care au fost reanimați sunt acum mult mai puternici, OP Broken, gen Madara cu doi Rinnegan și cu ei poate să anuleze Kama la contact vizual, Hiruzen Prime, Hashirama și Tobirama la fel, Minato e Minato, n-ai ce să mai zici. Iar acum cu echipa lui făcută de Ambu, Naruto ar putea în sfârșit să-l distrugă pe Kod și pe Kara. Cam atât cu clipul ăsta, sper că v-a plăcut, să-mi lăsați părerile voastre în comentarii și ne vedem în fiecare sâmbătă de la 9 pe live, unde facem chestii super șmechere. Cei care ați fost, știți despre ce vorbesc. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne aud de mâine cu un nou clip.